Zice nenea celebru Jordan Peterson că pentru ca un cuplu să reziste mai mult împreună, să petreacă minim 30 de minute pe săptămână împreună. Ce zici? Nu, că eu cred că mult mai mult. Câteva ore pe zi, dacă nu, cuplul ăla o să se sălbăticească ca și niște necunoscuți. Am văzut, din păcate, foarte multe cupluri apropiate care aleg să iasă fetele cu fetele și băieții cu băieți. Cred că în timp, din tot ceea ce am văzut, afectează foarte mult această separare, adică și timpul liber pe care îl avem, care este puțin, este limitat, alegem să nu-l petrecem cu soțul sau iubitul. Pe termen lung, lipsa de comunicare va fi tot mai mare, lipsa de răbdare și de înțelegerea unuia față de celălalt crește tot mai mult. Noi încercăm să stăm cât putem de mult împreună și să vorbim lucruri constructive, să facem lucruri împreună. Câteodată ne iese, câteodată nu ne iese, că și pe mine mă mai fură telefonul, dar per total sigur avem mai multe ore pe săptămână bifate împreună. Chiar și acum mergem împreună. Ți-am spus surpriza, nu doar că te scot la restaurant, dar îl scot și la o plimbare prin parc. Place în parc? Place în parc. Mergem în parc. Mergem în parc. Ești pregătit să-ți crești calitatea vieții? Haide pe sorinsidiana.ro. Abonează-te chiar acum și o să primești informații gratuite, săptămânal, tips and tricks despre cum să te simți mai bine.